Mi-aduc aminte de el când eram la sfârșitul anului școlar, последний звонок, da. Și stătea cu drapelul țării, era ales atunci, din tot grupul de elevi. Și la un moment dat am simțit și am văzut că urmează să-și piardă cunoștința. Și mama l-a certat și a spus, tu nu ai simțit că mai puțin și te prăbușești? A spus, am simțit, dar eu trebuia să țin drapelul. Și cred că felul ăsta lui de a fi nu s-a schimbat. El cred că vrea să meargă întotdeauna și să susțină așa ce e la valorile lui, care pentru el, nu știu, după ce, văzându-l pe el, nici nu pot să spun că sunt un patriot, pentru că patriotismul este ceea ce face el. El este aici, el s-a retras dintr-un business pe care oricine ar fi ales în locul lui și a ales să vină aici pentru oameni cu entuziasmul pe care puțin îl au, în care se spune eu vreau să fiu aici pentru poporul meu. Și m-a impresionat de fiecare dată prin curajul lui. Și cred că nu este suficient doar curajul. Bunătatea nu este ceva care putem să excludem. Este o calitate umană importantă. Și nu o să uit cum, nu știu, pescuia, care face, cum am și spus, nu s-a schimbat nimic și acum pescuiește, e tot pasiunea lui. Pescuia și de fiecare dată, până ajungea acasă, împărțea aproape toți peștii prin sat la bunica sau la noi în Mărășel. Totdeauna avea o sensibilitate pentru oamenii în vârstă, pentru animale. Mi-aduc aminte cum povesteau colegii lui din școală și îmi spuneau, te rog, Veronica, dacă mergi în emisiune să spui cum a procedat când a văzut un cal care căra mulți saci de cartofi și el a văzut prin geamul clasei că era abătut de către stăpânul lui și el a strigat, trebuie să mergem să salvăm calul și a spus, domnule, eu o să car toți cartofii ăștia singur, nu mai vă rog, nu bateți calul ăsta. El este, cred că s-a pregătit pentru ceea ce face. Nu acum. Cred că acum are o altfel de pregătire și voi reveni, dar cred că s-a pregătit copil fiind. Eu recunosc că am fost genul de copil care citeam și studiam pentru că trebuie să fac față. Iar el făcea asta dintr-o pasiune aparte. Deci, tarșer de a buglu zala veioza pe care o țin minte și acum, galbenă, și fotoliul în care stătea rezemat cu genunchii și cu cărțile lui, pe care cred că le-a citit toate. Eu nu știu dacă am reușit să citesc toate cărțile, dar el era cel care citea tot timpul și noaptea aveam The Governess, da, în care el se ascundea sub plapumă și citea cu fanarică, da, cu... Но на русском языке читал, как я понимаю, да? Он читал на русском языке, потому что, ну, он учился на русском языке. Для него эта культура намного ближе. А для меня, наверное, и русская, и румынская, я уже запуталась. Не знаю, что для меня ближе. Потому что мы так были воспитаны, да. Да, dacă nu v-ar fi frate, dar cinstit, l-ați votat? Aici v-aș răspunde printr-un una din practicile pe care le-am avut în psihologie, într-un anumit moment în viață, în care mi s-a spus ai putea să treci pe o listă vorbele, cele mai frumoase vorbe. Și mi-am spus, și apoi ce urmează? Mi-am spus, despre asta vorbim mâine. Trece cele mai frumoase cuvinte care reprezintă un om important din viața ta. Apoi, scrie lucrurile care nu-ți plac. Toate deficiențele, o listă lungă. Am zis, aici sunt destule de scris. Și a doua zi am spus, și ce trebuie să scriu astăzi? Care este a treia listă? Și mi-a spus, faptele. Dacă înșiresc toate faptele pe care le face el, l-aș alege. Pentru că el este un om al faptelor. Poate nu întotdeauna folosește cele mai frumoase vorbe, dar întotdeauna faptele pe care le face sunt în favoarea lui.